Vladimir Putin este terminat. Se răstoarnă soarta războiului. Serviciul de spionaj din Ucraina vine cu vești noi în ceea ce privește producția de tancuri din țara cu care se află în război. Potrivit acestuia, Rusia nu își mai permite să construiască noi blindate. În schimb, se concentrează pe renovarea tancurilor avariate în Ucraina. Serviciile secrete ucrainene spun că una dintre fabricile ruse care se ocupă cu fabricarea tankurilor se confruntă cu probleme din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, în urma invadării Ucrainei începând cu data de 24 februarie. Așadar, fabrica Ural Vagon Zavod, care se află în Nijnitagil, încearcă să asambleze cunoscutele tankuri ale armatei ruse T-32, notează realitatea MEDE. Serviciile secrete ucrainene spun că această companie s-a confruntat cu mai multe probleme financiare, motiv pentru care producția echipamentelor militare a încetinit. De la începutul războiului din Ucraina, compania s-a confruntat cu numeroase probleme financiare. Creșterea ratelor dobânzilor la împrumuturi, lipsa fondurilor pentru deservirea împrumuturilor în valută, creșterea prețurilor la materiale și componentelor acestea și alte probleme au complicat semnificativ producția majorității tipurilor de echipamente militare, spun serviciile secrete ucrainene. De asemenea, partea ucraineană mai spune că tehnica nouă nu se asamblează în prezent. Pe de altă parte, serviciile secrete ucraine ne spun că responsabilii ruși pentru apărare au decis ca angajații acestei companii să se ocupe, momentan, de renovarea blindatelor avariate în Ucraina.